Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine În relativa lor înțelepciune, părinții Constituției noastre s-au străduit din răsputeri să nu lase situații politice nereglementate, pe de o parte. Iar pe de alta, s-au străduit ca nicio situație politică, instituțiile statului să nu rămână în afara Constituției. Pe de altă parte, pentru noi, cetățenii, situațiile astea limite ar trebui să fie ca un turnesol. Dacă un candidat, oricum s-ar numi el și indiferent câți ar fi ție de drag, e gata să calce pe Constituție pentru interesul său electoral imediat, atunci poate că n-ar trebui să închizi ochii la asta. Următoarea analiză are această pretenție de a spune adevărul indiferent cui nu convine acesta. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM În primul rând că președintele Iohannis nu are voie să numească miniștri în cazul unor schimbări de compoziție politică a guvernului, dar este obligat să numească miniștri interimari din momentul demisiei foștilor miniștri. Interimatul ăsta durează 45 de zile și el curge și dacă președintele numește și dacă nu numește interimari. Pe de altă parte, doamna Dăncilă și-a făcut obiceiul de a spune unele adevăruri din când în când pe care le retractează sau le contrazice convenabil mai târziu. Bună oară, doamna Dăncilă a spus că guvernul nu poate funcționa fără miniștri, fie și interimari. După care s-a răzgândit și a făcut totuși ședință de guvern, deși da, ea a avut prima dată dreptate. Guvernul nu funcționează decât în ansamblul său. Asta pentru că, potrivit Constituției noastre și doctrinei constituționale, un ministru are o dublă calitate, cea de conducător de minister, de a-i spune ministru, și cea de membru al guvernului. În a doua calitate, cea de membru al guvernului, fiecare ministru este responsabil în solidar cu ceilalți miniștri și cu primul ministru de toate actele guvernului, indiferent că le semnează sau nu, indiferent că participă sau nu la ședințele de guvern în care au fost adoptate organ de decizie colectivă și consensuală, așadar, guvernul nu poate emite acte valide decât dacă are toți membrii săi, fie ei și interimar, fie chiar și delegați. Important este să fie legal numiți. Constituția nu spune că ședințele de guvern se țin obligatoriu la Palatul Victoria. De principiu se pot ține deci și la berăria din colț. Dar asta numai atâta timp cât guvernul este legal constituit, din toți membrii săi prevăzuți de lege. Invers, faptul că un guvern nu-i mai are pe toți membrii săi Nu dă legalitate deciziilor chiar dacă ședința se ține la Palatul Victoria Are fix valoarea unei reuniuni la berărie În care mai mulți amici decid așa ce vor ei, se îmbată și a doua zi nu-și mai amintesc nimic Altfel spus, orice act adoptat în această perioadă În care guvernul nu este nici complet, nici legal constituit Este anulabilă, chiar dacă apare în monitorul oficial în al doilea rând, deși are nevoie de 233 de voturi, numai mai puține doamnă, fix 233, pentru a obține investirea unor noi miniștri, este adevărat ce spune Dăncilă, că guvernul nu pică automat, nu este adică demis, de dacă nu obține acest vot de încredere. Asta pentru că retragerea încrederii este definită clar de Constituția noastră ca fiind moțiunea de cenzură, nimic altceva. Pe de altă parte, dacă nu obține voturile necesare, Asta nici nu înseamnă că doamna Dăncilă poate rămâne la infinit și că poate guverna cu un cabinet care nu funcționează legal și fără acordul Parlamentului. Nu-mi fac iluzii cu referire la cunoștințele doamnei Dăncilă, dar cine îi bagă în cap că poate rămâne la guvernare fără un vot majoritar în Parlament este irresponsabil. Așa ceva ar fi și nedemocratic, dar și nefuncțional. Să vedeți de ce. Cum guvernul nu-și mai poate îndeplini atribuțiile neavând toți miniștrii, rezultă că nici prim-ministrul nu și le mai poate îndeplini, mai ales că premierul nu are o dublă calitate ca restul miniștrilor. Așadar, fără un guvern funcțional, nu avem nici premier funcțional. Iar asta este o situație prevăzută de Constituția noastră care spune că guvernul este demis automat dacă prim-ministrul nu își poate îndeplini atribuțiile timp de 45 de zile. Păi dacă actualele ședințe de guvern au valoarea unor întâlniri la berărie între prieteni, e limpede, cred că cele 45 de zile curg de la demisia ministrilor ALDE, adică de pe 27 august 2019, și se vor împlini, deci, pe 11 octombrie 2019. Până atunci, da, doamna Dăncilă poate face și o a doua încercare de a obține votul Parlamentului dacă nu iese din prima, dar pe 11 octombrie va pleca acasă. Acesta este și rostul interimatului, să știți. Să dea posibilitatea premierului să ceară, să obțină sau să nu obțină votul parlamentului, fără ca în perioada respectivă însă țara să rămână cu un guvern care nu poate adopta acte valide, deci de facto fără guvern. Și de aceea nici președintele Iohannis nu ar fi trebuit să refuze numirea ministrilor interimari, căci Constituția nu-i dă dreptul de a face guvernul inoperabil, ba din contră. Invers, nu gestul lui Iohannis de a refuza interimari o obligă pe Dăncilă să vină în Parlament, ci curgerea termenului de 45 de zile, la finalul căruia guvernul este demis automat în absența unui vot de încredere al Parlamentului, pentru că premierul este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Sfatul meu pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri, este așadar să nu dați vina pe Constituție în orice situație. Este datoria politicienilor de a nu-i forța limitele, iar faptul că o fac dovedește fie necunoașterea acesteia, fie irresponsabilitate și lipsă de respect pentru legea fundamentală și pentru democrație în sine. Pe aceeași frecvență cu tine.